Compania Națională a Huilei primește joi vizita unei delegații ministeriale. Oficialii MECMA sunt așteptați să intre în subteran și să viziteze termocentrala Paroșeni. Timp de două zile, delegația oficială se va afla în județul Hunedoara, iar joi în Valea Jiului. Prima întâlnire a oficialilor are loc la mină. Conducerea CNH susține că oamenii de la minister vor intra în mina Vulcan și mina Paroșeni și vor avea timp chiar să discute și cu sindicaliștii. Vizita va cuprinde, după programul care îl avem la acest moment, două unități miniere cu intrare în subteran și o vizită la termocentrala Paroșeni. După masă urmând să aibă loc o întâlnire între conducere CNH, sindicate și delegația de la Ministerul Economiei. Delegația de la București va ajunge vineri și la Mintia, unde se va întâlni și cu responsabilii de acolo. Asta pentru că deja sunt făcuți pași importanți pentru realizarea complexului energetic Hunedoara. Se lucrează, s-au făcut comisii de la cele trei unități care vor intra în complexul energetic Hunedoara, respectiv Mintia, Paroșeni, CNH. În primă fază va fi fuziunea dintre cele două termocentrale, pașii sunt avansați. Eu sper ca în septembrie complexul energetic Hunedoara să fie funcțional. Joi, Rodin Traicu și Alexandru Sândulescu se întâlnesc și cu sindicaliștii. Asta pentru că tot se renegociază contractul colectiv de muncă și vizita ministerială ar putea ajuta mult atât administrația cât și sindicatele.